da bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Bun găsit, dragi prieteni! Noi astăzi ne copilărim în cel mai serios mod cu putință și vă invităm și pe dumneavoastră să faceți același lucru alături de noi. În acest scop i-am invitat pe următorii noștri invitați, care știu câte ceva și despre muzică și despre copilărit. Ei sunt grupul Cristale și vor fi alături de noi și vă invităm să-i ascultați și să vă distrați astăzi alături de ei. Grupul Cristale, salut! Se compune din o mulțime de copii. De unde începem? De la copilul din stânga. Mulțumesc pentru invitație la emisiune. Bine v-am găsit. Eu sunt copilul cel mai mare, cred că, din grupul ăsta. Dar am început de când eram mică. Nu vreau să dezvăluie nimic în privința cine e mai mare. Cred că suntem cam aceeași generație, nu? Asta e important. Ei sunt copiii din generația 4 de cristale. Da, uite, un lucru care trebuie precizat. Da, foarte important. Și suntem la început, ca și generația a patra. Grupul este format de câteva luni doar și intenționăm să dezvoltăm această lucrare, așa cum a fost și cu celelalte trei generații. Dar dacă sunt niște elemente constante, în afară de repertoriu, de stil, lucruri de genul ăsta, sunt factorul uman, Cris și Ligia Mureșan, elementele constante. De la început am fost într-un fel embleme ale grupului Cristale, ne-am copilărit și noi împreună cu toți copiii care au trecut în timp prin grupul Cristale. Văd că lui Luca îi e cald, uite, las pe Trompilici, nu vi l-am prezentat pe Trompilici, să facă puțină, să dea puțin aer către Luca, să nu-ți mai fie atât de cald, Luca. Tu ești în grupul Cristale? Da? Da. De mult timp? Da. Și îți place? Da. Ce faci aici? Am venit să mă pozez. De cântat? Nu vrei să cânți? Ba da. O să cânți, da? Da. Grozav. Îți place? Sau? Da. Ai venit singur? Nu, cu mama. Și cu? Cu frate. Așa. Eu. Care are frizura și figura asemănătoare. Bun, e greu aici la Cristale? Nu. Nu? Mai mult vă distrați? Da. Mă bucur. Și tu ești de acord cu el? Da? E mai mult distracție sau mai mult muncă? Ia. Amândouă la fel. Cris, vrei să sari? Eu vreau să intervin aici, pentru că mă uit la ei și mi-aduc aminte de prima repetiție la care Marc l-a adus pe Luca. Probabil că nu avea cu cine să-l lase acasă, pentru că el, de fapt, nu fusese la preselecție, știi? Și am repetat în prima parte cântecele și Luca a fost ochi și urechi. N-a scos nici un sunet. A fost captat în totalitate atenția lui de ce se întâmplă acolo. După care am făcut o pauză și am avut repetiție la o scenetă pe care o pregăteam atunci. Sceneta presupunea că fiecare copil are un rol. Și după ce am terminat pauza, am spus, ok, rolul pescarilor, cine e în rolul pescarilor, să stea aici, copacul 1, 2, 3 acolo, mă rog, Iisus, Maria, și el, care nu fusese înainte, nu avea niciun rol. Și după ce a văzut că i-am așezat pe toți copiii, a venit la mine și a spus, dar eu ce sunt, dar eu ce sunt? Și am zis, ok. Și te-ai uitat tu așa la el, ce să fie? Puteam să improvizez. Exact. Și am spus, uite, o să fii și tu pescar, îți place să fii pescar? Da, s-a bucurat extraordinar de mult. Dar Marc, care văzuse toată faza și și-ar fi dorit și el să-l poată aduce în continuare probabil pe Luca la repetiții, a spus, ia uzi, Luca, o să fii și tu pescăruș. Și de atunci pescăruș îi spun. Deci tu ești pescărușul? Da. Ce face pescărușul în noată? Nu, pescuiește. Ți-am spus. Așa-i, bravo, mulțumesc pentru informație. Vreau să mai aflu de la voi, știu că e greu cu Cris și cu Ligia de față, dar cum e la Cristale? De ce ați vrut să veniți în grup? Ce ați crezut că se va întâmpla în grup, așa încât să vreți să veniți de bunăvoie? Ai crezut că te vei distra, da? Da, și asta, dar am știut că o să îmi dezvolt voce, așa să pot să cânt.
și am cunoscut vocile copiilor. Și așa mi-am dat seama că și eu pot să fiu una dintre ele. Mm-hmm. Da, te-ai gândit că veți avea concerte sau că veți cânta? Da, m-am gândit că o să mergem în locuri în care o să cântăm. Și asta ți-ar plăcea? Da, ar fi foarte frumos. De ce îți place să umbli, să călătorești? Am mai călătorit și în alte moduri cu... familia. Nu, neapărat, dar am călătorit și cu dansuri și cu multe alte. Oh, deci ești implicat în mai multe? Da. Și unde îți place cel mai mult? Acum, momentan, la chitară. Dar trebuie să tragi tare și la voce și după aceea vii și cu chitara în cristale. Și mai nou se pare că ești fotbalist. Și fotbalist. Dar vezi să nu renunți la cristale. Nu. Că o să ajungeți departe, apropo de călătorii. Altcineva, de ce ați mai venit? De ce ați venit în grup? Să ne mai zică altcineva. Aveți prea mult timp liber? Sau vreți să vă faceți cântăreți? Da. Îmi place foarte mult să cânt și e foarte frumos la cristale. De ce? Ce se întâmplă? Cântăm foarte mult, exersăm, ne mai dă și timp liber un pic. Un pic. Mă rog, 5-10 minute. O scris e dur cu voi? Nu. Niciodată? Nu, câteodată când îl cam mai enervăm. Atunci? Da. Ce face? Scoate fum pe nori? Nu. Nu? Nu. Dar ce face? Cum e când e nervos? Nu pot să arăt și nu pot să spun. Dar îl poți enerva, cum să vedem? Nu. Cine vrea să se facă cântăreț? Să devină cântăreț? Tu! Și tu! Și tu! Eu. Și tu! Deci de aia ai venit la cristale? Nu. Ia să iei microfonul ca să te auzi. Păi, eu am venit la cristale. Mi-a spus mama, ea a făcut... a fost cu Chris și am făcut... A, îl știa pe Chris. Au participat la alcătuirea grupului, practic, mama lui Ruth. O să vă povestesc mai... târziu puțin și toți frații au trecut prin ani prin grupul Cristale. Au fost cristale. Au fost cristale. Și au rămas. Lor și acum era absolut normal să vină și ea. Și am încercat și eu și mi-a plăcut și am venit și este foarte frumos aici. Care e cel mai frumos lucru la grupul ăsta? Ce vă place cel mai mult? Păi, faptul că puteți cânta? Da. Și că lăudăm pe Dumnezeu. Cum? Prin cântare și rugăciune. Vă rugați? Da. La sfârșit și la început. Vă pune Chris? Da. Dar știți ce să vă rugați? Da. Cum vă rugați? Pentru cristale să meargă bine și așa. Pentru probleme de ale voastre nu sau nu aveți? Ba da. Și pentru problemele noastre. Cam care sunt problemele de obicei, așa? Ține la guriță microfonul. Nu știu cum să zic. Păi, de exemplu, să se facă la școală sau să ne facem bine dacă suntem bolnavi sau nu. Mm-hmm. Vă mai certați? Din când în când, așa că... Nu prea. Chiar vă înțelegeți bine? Da. E o generație de copii foarte cuminți. Câteodată ne mai certăm. Ia uite, cum ai zis? Câteodată ne mai certăm. Ia uite unde era sămânța de adevăr. Tu cu cine te-ai mai certat așa din când în când? Cu o verișoară. Dar nu în grupul Cristale, nu? Aici la grup totul e minunat, da? Da? Bravo! Hai să vă spun puțin despre istoria grupului Cristale. Prima generație a început în 1998. L-am pierdut, nu-i nimic. Revine el când are chef. Și a început așa ca o joacă. Țin minte că era un festival pe vremea aceea la Oradea, la care fusesem invitat. Un festival care se desfășura în data de 1 și 2 iunie. 1 iunie fiind ziua copilului. Exact. Și în perioada aceea eu mergeam foarte des pe la Oradea și
m-am gândit că va fi plictisitor să cânte aceleași cântece pe care le știe deja toată lumea, trebuie să merg cu ceva nou, a fost în capul meu. Și locuind în Cluj, cu Ligia și cu Mioara, mama lui Ruth, Mioara Fărăgău, pe care o salutăm, sigur, se uită la noi, și încă o doamnă care avea adunați în jurul ei copii, doamna Adi Hudrea, probabil că ne privește din America acum. Aha, așa. Doamnele acestea lucrau la școala duminicală, se ocupau de copii și cred că propunerea a venit din partea lor. Ce ar fi să faceți ceva? Te duci cu copiii, să iei pe copii. Și mi s-a părut o idee foarte bună. Eu aveam câteva cântece de copii scrise atunci. Asta voiam să te întreb, deci deja aveai ceva cântece. Aveam câteva, le-am pregătit așa destul de repede. Într-un ai scris cântecele acelea pentru evenimentul care urma? O parte sau din ele, în timp? Nu, o parte din ele le aveam scrise și cred că și unul sau două le-am scris, pentru că trebuia să acopăr totuși în festival, nu știu, o bucățică de timp, totuși. O oră. Și, mă rog, am făcut repetiții, am mers să experimentăm ce se va întâmpla și impactul a fost așa de frumos și oamenii au reacționat așa de bine, publicul și părinții, probabil că la poveștile copiilor, la întoarcerea acasă, au fost așa de încântați și entuziasmați încât mi-au propus să continuăm lucrarea asta, hai să clădim ceva. Și mi-am zis de ce nu și lucrurile începând de acolo s-au dezvoltat. Și în timp am scos cu fiecare generație câte un album, am mai ales în vremea aceea, am fost în foarte multe locuri prin țară și în străinătate, chiar cu copiii am făcut și câteva episoade la un serial pentru copii, am filmat Alea Cristale, probabil. Cu cântăreții de la Cristale? Cu cântăreții din generația a treia de Cristale, mai da. Precis. Și ce avem fel foarte de serial? Multe amintiri frumoase. Ce se întâmpla? Te-ai apucat să scrii și scenarii? De nevoie. Nu, nu cred că am un talent special în asta, dar se pare că nu prea face nimeni. Așa cum fac destul de puțini compozitori muzică pentru copii, exact, în România, și e un deficit din punctul ăsta de vedere, să nu mai povestim despre emisiunile pentru copii, că sunt foarte puține și foarte sărace. Și sincer, nu mai știu cum am început. Ideea e că am gândit o emisiune pentru copii în care să ne distrăm, să fie și cântece, să fie și un fel de talk show cu copiii, să interacționăm, să cerem părerea lor vis-a-vis de anumite teme de discuție pe înțelesul lor și care îi interesează pe ei. Teme și probleme, cum teme zicea Ruth, exact, pentru care se mai roagă la începutul și sfârșitul repetițiilor. O emisiune dinamică în care era inclusă și o scenetă pe care trebuia să o pregătim cu copiii. Ei erau actori, fiecare juca rolul și sceneta în fiecare emisiune era alta și a fost o muncă destul de intensă și plăcută în același timp cu copiii. Da, chiar cum decurge o repetiție cu copiii? Eu sunt foarte strict răbdător și riguros și în primul rând... Bănuiam eu, degeaba spun ei că tu nu te... În primul rând am pretenția să fie foarte punctual și... Aoleu, începe grav! Depinde de proiectele imediate pentru care repetăm. Dacă repetăm, de exemplu, pentru un concert... Repetiția se va concentra pe partea muzicală, pe cântece, pe cântecele pe care le învățăm. Dacă, de exemplu, repetăm pentru un Hello, Mark, să spun, învățăm un cântec nou, atunci tot așa ne concentrăm pe cântecul respectiv, dar încercăm să includem în cele două ore de repetiție săptămânale. Deci care două sunt, ore e timpul, altfel îi pierzi mai mult, nu? Da, sau... și așa, după o oră trebuie să fim foarte creativi ca să ne menținem atenția. Crezi că ar fi, sau lucrezi cu, nu știu, pedepse și recompense, e indicat sau, Doamne ferește, de așa ceva?
V-am pedepsit vreodată? Nu. Nu. Numai pe unul care ce-a făcut. A venit târziu. Multe prostii. Dă-te rog microfonul lui Ana. Hai să povestim, Ana. Ia, spune-ne puțin. Deci mai spune, am pedepsit pe cineva? Nu. Cum nu? Ai spus mai înainte, ai spus da. Spune da. Da, numai pe unul. Așa, ce-a făcut? Ca să știe restul lumii să nu mai spune. Și să strântea de pe jos și nu cânta. Așa, deci cine îmi vine la cristale, se trântește pe jos și nu vrea să cânte, o încurcă. Deci, de obicei, pedepse, tu nu-ți amintești? Nu. Și ce pedepse i-am dat? Chiar. Păi ne-ai trimis în cealaltă sală. Ok. Și cât timp a stat acolo? Repetiție. Nu e adevărat, Emma, ești dezinformată total. Păi acum, deci, memoria nimănui nu e infailibilă. Nu e adevărat, deci copilul respectiv, care din păcate n-a venit azi, mi se pare că e plecat la mare. Deci el nu a vrut să vină. Deci e un copil cu personalitate. Părinții, vrut lui, să vină. Părinții lui își doresc foarte mult ca el să facă parte din grupul Cristale, dar lui nu-i prea place să cânte. Se întâmplă și... lucruri din astea și la una din repetiții a venit și a spus: este timpul meu de joacă, eu azi nu vreau să cânt. Toți copiii sunt așa și de okay, deschiși. Ok, l-am lăsat, a preferat să stea într-o altă încăpere și să se joace singur el, două ore, decât să vină să cânte. Mai ne deschidea ușa din când în când să vadă, nu poate să... Să fi rămas singur de tot, da? În rest era ok. Ce ai vrut să spui? La microfon, da. Cândva, copilul pe care îl chema Iamin și era foarte prăpădit, la început, când am început să cântăm, el nu a cântat pentru că a spus că nu vrea să cânte pentru că era frică să nu îi se termine vocea. Iaus! Și tu ce părere ai despre lucrul ăsta? Se poate să ți se termine vocea? Păi nu se poate, numai dacă strigi tare. Ah. Și după aia răgușești și tot tu vorbești tare. Ah, deci numai așa. Și tu ce ai zis, că vrei să te faci cântăreț? Da. De ce? Îmi place foarte mult muzica. Asculți multă muzică? Da. Ce fel și unde asculți? La CD, acasă sau la radio? Și la radio și la CD. V-ați gândit vreunul să scrieți cântece? Da. Da? Da. Ia să vedem acolo. Și ai încercat să scrii? Da. Despre ce? Despre Dumnezeu. Și cam ce ai pus în cântec? Cam cum? Cam ce ai spus despre Dumnezeu în cântec? Să laudați și... De ce? Pentru că... El și-a dat fiul pentru noi. Și-a dat fiul pentru noi? Da. Dar noi eram așa de răi? Suntem? Mai facem prostii noi, da. Mm-hmm. Când ți-a lumea mai dragă, nu? Da. Hai să-l întrebăm pe Chris, apropo de scris muzică și de Dumnezeu. Treaba asta, să scrii muzică pentru copii, cu mesaj creștin, e ca să-i atragi pe ei să aibă ocupație sau pentru că, într-un fel, în mintea, în inima lor, rămâne ceva, chiar dacă sunt mici, și despre Dumnezeu rămâne ceva și în felul ăsta? Cum e? Cu siguranță, aceste cântece care trec prin ei, într-un fel, lasă urme și impactul pe care lucrarea lor, cred că nu pot să mă refer deocamdată la grupul acesta generația de aici, asta. Pentru că suntem la început, dar celelalte generații de copii, lucrările și, pe care le-am făcut, toate proiectele și un mod de viață pe care deja copiii l-au adoptat, fiind foarte des pe drum în slujire, fiind implicați în tot felul de concerte, spectacole, înregistrări, albume, emisiuni și așa mai departe,
Lucrurile astea au un impact și îi formează într-un anumit fel. Sunt convins că aceste cântece, odată ce s-au născut și și-au luat zborul, ajung, au fiecare viața lor, fiecare cântec are viața lui și ajung în locuri nebănuite de noi. Sunt cântate peste tot în lumea asta. Și cele mai multe sunt semnate de Chris, unele chiar și parcă de Ligia. Și Ligia are. Aci de față. Vă laud eu, ca să nu vă laudați voi. Să fie în regulă. Vreau să spun și eu ceva legat de unde ajung cântecele. Odată am fost plăcut surprinsă în urmă cu câțiva ani să aud după gardul meu, care comunică cu strada cealaltă, deci nu cunosc vecinii de peste gard, și bănuiesc că nepoata, știu că stă o femeie în vârstă acolo, și bănuiesc că nepoata ei fredona un cântec de la Cristale. Și am fost așa surprinsă să aud peste gard, după mulți ani de la prima ediție, primul album Cristale. A fost peste gard sau peste ocean, acum sau peste că ocean, ai pomenit, da, de YouTube, cântecele pot să ajungă oriunde. Și să ai surprize, să aveți surprize de tot felul. Așa și, este. Din păcate, nu e multă muzică pentru copii, așa cum spuneai la începutul întâlnirii. Nu știu, poate pentru că trebuie să fii mai creativ atunci când scrii. Nu știu ce ar putea motiva. Când trebuie să te copilărești. Nu știu ce ar putea motiva pe compozitori să scrie muzică pentru copii. Cred că mulți dintre noi am uitat să mai fim copii, să ne mai copilărim din când în când. Hai să-mi iau partenerul de prezentare dacă. Și din cauza asta devenim prea serioși și prea triști, în definitiv, ca să mai ne aplecăm la și bucurii să ne simple. Atenția la lucrurile simple. Ați văzut și copiii ce simplu și ce fără fițe vorbesc și se comportă. Cred, de cel puțin pentru mine, copiii sunt niște modele. Copiii sunt niște modele și... Spunea Mark Twain că, apropo de modele, știi că a trebuit să-și întrerupă de mic educația ca să meargă la școală. Deci, ce frumos! Să nu încetăm să mai învățăm și din sursele astea neoficiale, neacademice, așa cum apar ele de data asta pe canapeaua noastră. Sunteți gata să vă ridicați să cântați? Da? O să cântăm, dar nu o să ne ridicăm. Nu o să vă ridicați. Foarte bine, ai dreptate. Stăm așa comos și cântăm. Și sper să auzim și de serial pentru copii, și de concerte ale grupului Cristale Generația numărul 4 și de un album. Și să auzim că vă distrați și că nu vă certați decât foarte rar. Și atunci aveți până la urmă un final fericit. Mulțumim foarte mult. Mulțumim că ați venit. Trompilici vă mulțumește foarte frumos și face o plecăciune și o să vă ascultăm cântând. Dragi prieteni, vă lăsăm în compania grupului Cristale, numai în compania grupului Cristale, care vă vor aduce un cântec. Sperăm că v-ați bucurat împreună cu noi până acum și prin muzică în minutele următoare și până data viitoare vă dorim toate cele bune. Ușor să fii părinte, te-ai uitat că ai fost copil. Nopți de-a rândul nedormite și probleme zi de zi. Însă nu-i nici greu când viața lui Iisus i-o vei preda. Un copil aduce soare în casa ta. Lăsați copiii să meargă la el, e atât de frumos cu Iisus. El vrea să le dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copiii să meargă la el, al lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi. Thank you.
de ani îți par mai grei. Când te întorci acasă seara și te așteaptă în prag râzând, simți că raiul întreg coboară pe pământ. Lăsați copii să meargă la el, e atât de frumos cu Iisus. El vrea să le dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la el, al lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi acolo unde doar copiii mei. Nu-i ușor să fii părinte, te-ai uitat copil să fii, nopstea rândul nedormite și probleme în fiecare zi. Dar de știi să-i dai iubirea și îndrepți pașii spre cer, vei avea mereu doar binecuvântări. Lăsați copii să meargă la el, e atât de frumos cu Iisus. El vrea să le dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la el, al lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi acolo unde doar copiii mei. Lăsați copii să meargă la el, e atât de frumos cu Iisus. El vrea să le dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la el, al lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi. Lăsați copii să meargă.